Salută, prieteni, bine ați venit pe lecții de informatică, sunt Iosif Botnar și în acest tutorial video am să discut despre sistemul HELP, despre modul în care puteți cere ajutor sau cum puteți afla diverse informații despre care aveți nevoie pentru a lucra într-o foaie de calcul Excel. Și atunci aveți această opțiune aici în partea de sus. Tell me what you want to do. Practic este o căsuță de căutare. Întotdeauna când o să apară această lentilă, înseamnă că acolo vom avea o căsuță de căutare. Așa. Dați un click în interiorul acestei căsuțe, va dispare acel text și introduceți informația despre care vreți să știți mai multe, opțiunea despre care doriți să știți mai multe, de exemplu save, să spunem așa, și atunci introducem în această căsuță save. Pentru a afla informații despre save, veți merge pe acest Get Help on Save. Mergeți cu cursorul mouse-ului deasupra lui și observați cum în partea stângă sau în partea dreaptă, deci nu este obligatoriu să apară în partea stângă, vor apare informații legate de save. Sunt informații concise, este de fapt un rezumat care apare în acest moment. Dacă doriți să știți mai multe despre acest save, atunci mergeți cu cursorul deasupra acestui More Result for Save. Dați un click cu partea stângă a mouse-ului asupra acestui More Result for Save și în partea dreaptă o să vă apară acest Help, care practic aduce informațiile, toate informațiile legate de Save, de pe site-ul oficial Microsoft, ceea ce înseamnă că va trebui să fiți conectați la internet pentru a putea utiliza acest sistem Help-On. Așa, și observați, ne apar o serie de link-uri, practic ne apar toate informațiile legate de save. Mergeți pe această bară glisantă în jos și identificați ceea ce vă interesează referitor la save. Spre exemplu, dacă vă interesează cum să salvați un șablon, adică acest Save Workbook as a Template, atunci dați un click pe acest link și Microsoft vă pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru a salva un registru de calcul ca și un șablon. Mergeți pe această bară glisantă din partea dreaptă și glisați cu mouse-ul, cu partea stângă a mouse-ului, sus-jos și vedeți că aveți informații foarte detaliate legate de acest topic, salvarea unui registru de calcul ca și un șablon. Și în felul acesta puteți să aflați informații despre ceea ce vă interesează. Dacă doriți să schimbați informația care vă interesează sau despre care doriți să aflați mai multe, mergeți în această căsuță din partea de sus și introduceți următoarea informație. Spre exemplu, vreți să știți mai multe despre modul de a deschide un registru de calcul și introducem atunci Open. Așa, fie mergeți pe această lentilă, fie utilizați tasta Enter, se va întâmpla același lucru și ne aduce aici Excel toate lucrurile legate de deschiderea unui registru de calcul. Așa, pentru a închide acest sistem Help On, mergeți pe acest X din partea dreaptă, dați un click pe el și în acest moment dispare acel sistem Help On. De asemenea, aveți posibilitatea de a accesa acest sistem Help On mergând pe tabul Help. Așa, l-am încadrat în acest chenar de culoare roșie. Dați un click cu partea stângă a mouse-ului și aici o să vă apară toate componentele legate de acest sistem Help. Pe noi ne interesează în mod deosebit acest Help. Aveți această icoană de culoare albastră cu acest simbol, semn de întrebare în interior. Dați un click pe el cu partea stângă a mouse-ului și observați cum apare din nou această bară aici Help în partea dreaptă și apar topice, apar teme legate de Help care
O să vă ajute să identificați foarte rapid ce temă vă interesează, ce fel de informații vă interesează. De exemplu, dacă vă interesează câte ceva despre formule și funcții, mergeți atunci pe acest topic, dați un click cu partea stângă a mouse-ului și aici o să vă apară informații legate de funcții. De exemplu, mă interesează if function și atunci am să selectez acest link. Și Microsoft îmi aduce de pe internet, practic de pe site-ul lor oficial, toate informațiile legate de acest if function. Așa, voi clica această bară și mă duc în jos, observați ce informații detaliate apar despre această funcție. Și în partea de jos o să vă apară mai multe funcții care au legătură cu această funcție if, așa cum vedeți, countif, sum if și așa mai departe, precum și alte funcții, precum and function, or function și așa mai departe. Bun. Este foarte bun acest sistem help al Microsoft, îl consider foarte bun, eu îl utilizez foarte des atunci când am uitat ceva sau nu am suficiente cunoștințe despre ceva în Excel. Eu imediat mă duc în acest sistem help pentru că este complet, practic este o carte gratuită unde poți să aflu în orice moment ceea ce doresc. Fac un proiect în Excel și la un moment dat mă blochez, vreau să fac o formulă de calcul în care utilizez un complex de funcții și la un moment dat funcția nu, formula mea nu lucrează. Ce fac? Mă duc în acest sistem help on și foarte rapid pot să aflu informații concrete despre ceea ce mă interesează. Eu vi recomand să-l utilizați, este foarte util, practic, așa cum vă spuneam, este o carte gratuită. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial video. Vă aștept în continuare pe lecții informatică. La revedere, o zi bună vă doresc!